Bună și ne-am găsit la un clip la mine pe canal. Astăzi revin cu un clip foarte interesant. Este un clip la care m-am gândit eu. Mă uitam zilele trecute la un clip al Anei Maria Dârlă. O să-i las clipul în cutia cu descrieri. Făcuse ea un beauty tag și mă gândeam, zic, băi, parcă aș face și eu un tag, doar că... Nu știu, parcă m-am săturat de întrebările care sunt în toate beauty tag-urile pe care oricum am făcut o grămadă și la mine pe blog și aici pe canal am făcut destule. Și am zis, hai să fac ceva mai special, așa că v-am întrebat pe Instagram, v-am zis să-mi puneți voi întrebări legate de beauty și să fac un fel de beauty Q&A. Au fost foarte, foarte multe întrebări, nu mă așteptam, adică eu chiar vă spusesem că dacă se strâng măcar 10 întrebări o să fac clipul și s-au strâns, cred că peste 20. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați luat din timp să-mi puneți o întrebare și îmi plac foarte mult întrebările pentru că sunt foarte variate. Avem chestii care au legătură cu make-up-ul, adică gen să vă arăt eu produse, să vă recomand, dar vorbim și puțin despre chestia asta cu make-up artiștii. Super întrebări! Astăzi filmez în același loc cum v-am obișnuit în ultimele clipuri. Este un pic întunecat și îmi pare rău, dar n-am mai vrut să mai scot luminile, am vrut să filmez în fața geamului, așa. Așa că da, asta avem. Vreau să vă zic și ce port pe buze și port o combinație între creionul acesta de la NYX. Este vorba despre NYX Suede Soft Spoken, un creion foarte, foarte bun de care eu am început să mă îndrăgostesc, și rujul de Avon Nude în nuanța Nude Suede, un nude foarte, foarte frumos. Și haideți să îi dăm drumul cu întrebările. Eu am încercat să mă uit printre ele ca să pot să iau produsele despre care mă întrebați, ca să pot să vi le arăt și așa mai departe. Și avem așa... Ce părere ai de produsul care ar deschide nuanța fondului de ten? Și bănuiesc că te referi la produsul ăsta de la Revolution Pro. Eu l-am luat de pe Pink Panda. A fost ceva gen 41-42 lei. O să vă pun un link pe aici, pe undeva pe sus. Vine cu pipetă și trebuie să recunosc că inițial când l-am luat, eram așa un pic reticentă pentru că auzisem tot felul de povești cum că produsele de genul ar schimba consistența fondului de ten, că trebuie aplicat o anumită cantitate ca să ajungi la nuanța ta și că e mai complicat și că mai bine ții un fond de ten în nuanța ta și aia e. Faza e că eu reușesc să intru în posesia mai multor fonduri de ten sau BB cream-uri sau așa, mult prea închise și am zis să-mi iau un produs de genul ca să-mi rezolv treaba. Vreau să vă zic că îmi place foarte mult, chiar nu mă așteptam, nu schimbă nuanța, se aplică super ușor, adică se aplică foarte super ușor. Pentru că am pumpit și... îmi scapă cuvântul, deci haideți ca să vă arăt cum fac. Pun așa câteva punctulețe, asta era cuvântul, și blenduiesc cu produsul, l-am folosit și împreună cu anti-charcon, nu schimbă textura, arată totul foarte bine și chiar îl recomand. Următoarea întrebare, ai vreun produs de buze care te-a dezamăgit? Cred că este acel balsam de buze de la EOS. Am avut unul pe albastru, de fapt încă l-am e la baie, dar mi-e rele să-l mai duc acum. Nu mi-a plăcut deloc, deci mi s-a părut groaznic, nu înțeleg care este hype-ul cu el. Iar un alt produs cu care eu, de fapt o altă gamă de produse cu care eu nu m-am înțeles, este gama asta de rujuri lichide de la Maybelline, Super Stay Matte Ink. Nu este vorba despre produsul ăsta în sine, pentru că ăsta îmi place, este nuanța 50 Voyager, doar că gama asta în sine nu este neapărat preferata mea. Știu că multe dintre voi spun că e o gamă super bună și că vă place și așa mai departe. Eu nu m-am împăcat cu ea, am avut două, ăsta e al treilea și de-abia la al treilea am nimerit și eu în sfârșit un produs bun. Apoi, iluminator preferat. Aici am iluminatorul de la Pixi, s-a șters și numele săracu, Pixi Glowy Powder London Luster.
În caz că vă place nuanța asta așa și nu reușiți să intrați în posesia unui astfel de produs, să știți că este foarte, foarte comparabil cu Mary Luminizer. Eu am avut și Mary Luminizer și știu că mi-a plăcut foarte mult. E o nuanță superbă și îl ador, e cremos, e tot ce trebuie, pentru mine cel puțin. Apoi, rimelul preferat. Am stat un pic să mă gândesc, pentru că acum nu mai am decât două mascara la mine în colecție și dacă ar fi să aleg dintre ele, l-aș alege pe ăsta. Este vorba despre Essence Lash Princess de la Essence. Este un rimel foarte bun, adică mie îmi place foarte mult, mă bag foarte bine cu el, își merită laudele pe deplin, însă nu cred că este neapărat rimelul meu all-time favorite. Rimelul meu all-time favorite, care cred că este, de fapt sunt două de la Lancôme, este unul Monsieur Big Lash, ceva de genul ăsta, și mai este încă unul de la Lancôme, dar nu mai știu cum îi zice. Și mi-a mai plăcut unul de la Rimmel, avea capacul galben, da, dar nu mai știu cum îi zice. Dacă mi-aduc aminte, atunci când o să editez, o să vă pun o poză pe aici, pe undeva, că nu mai mi-aduc aminte cum îi zice. Și tot așa mă întreabă cineva, care este mascara ta preferată all time? V-am zis, astea sunt mascara de la Lancôme. Și mai îmi place și Benefit. Benefit, nu mai știu, The Real. Da. Ai produse de beauty pe wishlist? Dacă da, ce? Și de ce sau? Cred că asta a vrut să... Nu mai mi-arată... produse de beauty pe wishlist. Momentan nu cred că am ceva anume, pentru că cred că un produs pe care îl am pe wishlist este acel ruj de la Maybelline care are este tip creion și are vârful ca o lacrimă, sau nu mai știu dacă e chiar ca o lacrimă, dar are vârful așa ca de creion, e un ruș creion, ceva genul ăsta. Știu că multă lume îl laudă și chiar m-ar tenta și pe mine. Și mai este și rujul lichid de la Fenty. Cred că astea sunt pe wishlist. Apoi, cea care a pus întrebarea precedentă este Natalia Constantin, pe care o pup și o salut, are și ea canal YouTube, să vă duceți la ea să o vedeți. Ea a pus o întrebare bonus, unde vrei să ajungi prima dată după perioada asta? Și am să răspund la ea, pentru că nu pot să o refuz. Nu știu, cred că oriunde, sincer, pentru că eu nu am mai ieșit din casă deloc, de pe 19 martie, deci între 8 martie, care a fost, 8 martie a fost ultima dată când am ieșit, am avut o ieșire în asta mai mare, am fost în mall pe 8 martie, de pe 8 pe 19 n-am ieșit deloc, pe 19 am ieșit dar până la scară și de pe 19 martie până acum, când suntem în 30 aprilie, nu am mai ieșit deloc, așa că oriunde vreau, nu știu, să ies, să mă plimb, să merg la cumpărături, m-aș bucura să mă duc și până la Lidl. Da, am ceva cu Lidl, știu. Ok, următoarea întrebare. Care este creionul tău preferat pentru buze, for overline, pentru a arta mai mari, pupici? Creionul preferat pentru buze. Cred că creionul preferat până acum este acela de la Zoeva, cu care v-am tot zăpăcit, doar că în ultimul timp nu-l mai găsesc. Cred că a căzut pe undeva pe jos, trebuie să-l caut, dar o să vă pun o poză cu el. Aici era Zoeva A78, parcă, nu mai țin minte. Și mai am două creioane de care m-am îndrăgostit. Este vorba despre acesta de la NYX. Foarte bun, deci chiar nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. NYX Suede în nuanța Soft Spoken. Și îmi place foarte mult și creionul ăsta la Colourpop. Este Colourpop Lippy Pencil în nuanța Skimpy. Am să vă fac un swatch la... Cred că sunt destul de asemănătoare. Da, sunt cumva asemănătoare, doar că... Deci, aici avem cele de la Colourpop și aici de la NYX. Vedeți? Sunt
un pic asemănătoare. Ăsta de la Colourpop duce spre maro, iar ăsta de la Suede duce un pic spre un nude rozaliu, ca să zicem așa. Cât despre overline, eu nu fac overline pentru că am impresia că mie personal nu-mi stă bine sau nu știu eu cum să-l fac. Încă nu mi-am dat seama, e posibil să nu știu eu cum să mi-l fac. Da. Care marcă dintre toate cele folosite ți se pare cea mai potrivită tenului tău? Aici se referea la skincare pentru că am întrebat-o ca să fiu eu sigură. Și după cum i-am spus și ei în privat, nu cred că am o marcă preferată. Îmi place să am grijă de tenul meu și nu știu, consider că este devină foarte mult și genetica. Bine, nu o să pot să mă bazez pe ea toată viața pentru că știu că cu toții îmbătrânim și ne mai apar chestii, dar ce pot spune este că e important să avem o rutină, e important să ne cunoaștem tipul de ten ca să știm ce produse să folosim bazat pe tipul de ten și să avem o rutină corespunzătoare de machiere, hidratare în fiecare dimineață și seară. Cred că asta este foarte important. Care a fost primul produs high-end cumpărat? Primul produs high-end cumpărat, să mă gândesc. Cred că de la Clinique. Cred că primele produse high-end, adică eu consider Clinique high-end, au fost cremele de față de la Clinique, cele Moisture Surge. Am avut un kit și am avut și kit cu ele, cu machiaj, cu așa, după aia a urmat Estée Lauder, parcă, așa ți-e minte, după aia Lancome. Care este brandul de la care ai cele mai multe produse? Sincer să fiu, nu prea știu, pentru că la mine cam variază, adică am foarte multe produse și de la Pixi și de la Colourpop și de la Pharmacy și de la Avon și de la Oriflame. Care este cel mai scump produs care te-a dezamăgit? Cel mai scump produs care m-a dezamăgit? Cred că un ruj de la Estée Lauder nu m-a împăcat deloc bine cu el. Mi-a plăcut foarte mult ambalajul, dar textura, modul în care arăta pe buzele mele, nu, deloc. Ce eyeliner folosești și dacă ai ceva tips and tricks, cum îl aplici, fiindcă mie nu-mi iese. Da, foarte mari probleme cu tușul am avut și eu, până am dat de tușul ăsta. Deci, dacă sunteți începătoare cu tușul, ăsta este tușul pe care să-l încercați. Este vorba despre NYX Epic Ink Liner, n-am cuvinte să îl preazlăvesc, pentru că e genial. Arată așa. Cred că vi l-am mai arătat de ceva ori, nu știu dacă focalizează. Mă înțeleg foarte bine cu el, eu nu sunt extra pricepută în a-mi aplica tușul. Eu am descoperit că pot să-mi fac decât linia de tuș de-abia anul trecut, când am făcut cursul de make-up și mi s-a spus că, adică aveam un machiaj de făcut care necesita și tuș. Cred că era machiajul... cum îi zice, pin-up. Și acolo zic, hai să încerc să-mi fac și eu dungi de astea linii. Pentru că înainte trăgeam linia până aici. Da? Deci nu știam să-mi fac codița asta. Și din prima am făcut și chiar și profesora mea a zis că, wow, ți-a ieșit super bine. Ți-ai mai făcut până acum? Și zic, nu. Adică eu am mai avut așa tentative, însă nu, am zis că nu e de mine, că una mi-a ieșit încolo, una mi-a ieșit încolo. Important e foarte, foarte mult să încercați, pentru că mi-am dat seama că la tuș, cu cât faci mai mult, cu cât practici mai mult, cu atât ți se dă mâna, pentru că la început liniile mele erau nașpor, adică începând nu sunt perfecte. Pe mine mă ajută foarte mult părul ăsta care stă așa, deci când îmi iese nașpor, dacă pun părul așa, nu o să-ți dai seama cum am linia în cealaltă parte, știi? Dar pentru cei care, de exemplu, nu au chestia asta, se vede și vă zic, dacă exersați, o să vă iasă,
Sunt o grămadă de tutoriale pe internet, doar degeaba dacă nu exersezi tu, e cam degeaba. Apoi, dați să vedem unde am rămas. Care este rujul tău nude preferat? Băi, sincer, cred că ăsta e. Deci, de când l-am primit, am început să dezvolt o pasiune nebună pentru rujurile nude. Și mai am un ruj nude pe care îl ador și este un fel de nude, dar spre rozaliu închis, un dusty rose, un ceva așa. Dar ăsta de la Avon este superb, superb. Iar ăsta este nuanța Faint of Heart de la Zoeva, un ruj foarte, foarte rezistent. Și am mai avut un ruj nude foarte frumos de la Sephora. Nu mai țin minte ce nuanță era, nuanța 16 sau 13. Nu mai țin minte. Ok. Ce primer folosești pentru față și ochi? Pentru față nu folosesc primer, folosesc crema de față, asta dacă am chef. Pentru că de obicei oricum folosesc BB cream și BB cream este o cremă colorantă, deci n-ar mai avea nevoie de cremă, așa. Am folosit în trecut primerul de la Benefit, The Professional, dar pot să zic că e neapărat preferatul meu. Iar pentru ochi, folosesc cel mai des, vă zic sincer, folosesc cel mai des anticearcănul. Mi se pare cel mai bun anticearcănul și apoi setat cu un fard alb sau un fard bej deschis, arată super bine, rezistă fardurile acolo o grămadă. Însă dacă vrei neapărat o bază, este asta de la Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Nu pot să zic că e neapărat preferata mea, pentru că am observat că trebuie să ai un pic grijă cum o aplici. Ea este așa, este ca un, zici că ar fi fond de tin anticearcă în ceva. Așa arată. Și trebuie avut grijă cu aplicarea lui, adică e un pic tricky, dacă, mai ales dacă nu ai timp să stai să-ți aplici și bază și așa. Iar un alt produs care mie îmi place foarte mult este Day and Night Glitter Glue de la Boys & Berries. El este un glitter glue, doar că eu îl folosesc ca bază de machiaj de multe ori, pentru că efectiv îmi intensifică nuanțele și arată mult mai bine și rezistă mult mai bine. Așa că recomand și pe ăsta, îl găsesc pe Makeup Shop. Ok, ce mai avem? Ce rimel recomand pentru definirea genelor, dar pentru alungire? Sincer să fiu, nu știu ce să zic. Eu, nu muscă, eu sunt mai mult fană alungire, iar pentru alungire recomand Lancome, știu că e mai scump, dar na. E bun, e bun. Iar pentru definire, sincer nu pot să mă gândesc. Nu vine nimic în minte acum, cer scuze. Îți place să faci baking? Prefer pudra, pulbere sau compactă? Nu îmi place să fac, mi se pare un pas în plus, mi se pare un pas cam, care este cam degeaba, adică mai mult. Îl văd așa pentru chestia asta de făcut poze profesionale și de studio și nu știu, chiar urmărisem un live al lui Alexandru Abagiu și spunea și el că nu este de acord cu această metodă de pudrare. Cât despre pudra pulbere sau compactă, clar pudra compactă, nu știu, pudra pulbere mi se pare mult prea messy și nu pot zic că mă dă pe spate. Fără ce produs din portfar nu ai putea rezista? Ruj, deci pentru mine rujul, doamne, deci eu când eram la școală pozițială, dacă nu purtam ruj într-o zi, până și profesorii mă întrebau, ce se întâmplă cu tine? Ți-e rău? Ești supărată? Ce s-a întâmplat? De ce n-ai ruj? De ce n-ai ruj roșu, în primul rând? Pentru că eram cunoscută pentru rujul 01 de la Sephora, care este rujul meu all time favorite, îl ador, l-am avut de două ori, s-a terminat, trebuie să-l cumpăr. Uite, ăsta e un produs care ar trebui să fie pe wishlist. Așa, top 3 rujuri favorite la care nu ai renunțat niciodată din colecția ta. Păi v-am zis, primul ar fi rujul de la Sephora, 01, e un
un clasic în viață, să spun așa. 2. Cam greu la capitolul ăsta cu rujele. Eu nu prea sunt genul care le cumpără același ruj. Adică, da, sunt rujuri care îmi plac foarte mult, dar trebuie să-mi placă atât de mult încât să îl recumpăr. Foarte rar mi s-a întâmplat să recumpăr un ruj. Mă uit prin jur pentru că mai am produse și încerc să-mi dau seama dacă am scos ceva pentru întrebarea asta. Dar, sincer să fiu, nu știu, ăsta este singurul, ca să zic așa, favorite care mai îmi plac din colecție. Da, sunt ăsta de la Avon, ăsta de la Zoeva, dar nu pot să zic că este sigur faptul că o să le recumpăr. Da. Ce vedete internațională ți-ar plăcea să machiezi și de ce? Wow, foarte tare întrebarea asta. O vedetă internațională. Cred că mi-ar plăcea să o machiez pe Lana Del Rey și pe Selena Gomez, pentru că au niște trăsături foarte, foarte frumoase. Mai ales Lana Del Rey are niște ochi superbi. Un sfat pentru cele care se machiază zilnic, chiar zi de zi. Eu, de exemplu, mă machiez zilnic, cred că în afară de duminică, deși eu mai am unele săptămâni în care mă machiez și duminică. Mă machiez zi de zi și nu știu ce sfat să dau, pur și simplu faceți ceea ce vă place. Dacă vă place să mă machiați zilnic, just do it. Dacă ți-ai lansat propria linie de machiaje conținând doar 3 produse, ce ai alege? Wow, deci întrebarea asta este divină. Păi, în primul rând ruj. Am zis că eu nu pot fără ruj. Deci cred că ruj, iluminator și... ceva pentru sprâncen. Uneori e dificil să fii make-up artist pentru că oamenii sunt foarte, era zic, ciudați. Nu știu cum să zic, dar au anumite așteptări și poate ceea ce îi faci tu, e posibil ca și ei să-i stea bine, ei să nu-i placă pentru că ei place alt tip de machiaj. De exemplu, am auzit multe povești cu fete care erau machiate super natural, super frumos, luminos, cele de fapt vreau smokey eyes și buze roșii. Deci da, cam asta ar fi. Apoi, cum recunoști prostul gust în make-up? Deci, întrebările astea mi-au dat shutdown. Foarte, foarte bune. Cum recunoști prostul gust în make-up? Păi, depinde foarte mult la ce te referi. Adică, dacă... Cum recunoști? Păi, dacă vezi persoana în fața ta că are un fond de ten cu 3-4 nuanțe mai închise decât fața lor, cu buze extra mega conturate, nașpa, cu fard întins până pe aici, cu sprâncene super conturate, subțiri, eu ăla îl văd ca și prost gust în machiaj. Așa, se pot corecta din machiaj defecte fizice sau ăsta este doar un mit? Sincer să fiu, nu știu. Știu că multă lume alege să-și contureze zona asta, în zona bustului, să-și o contureze ca să dea efect de aspect mărit. Eu n-am încercat niciodată, nici n-aș încerca. Nu știu ce să zic în sensul ăsta. Îți amintești primul tău produs de machiaj? Da, mi-amintesc primul meu produs de machiaj. De fapt, cred că au fost două. Erau produse de la Avon, dacă nu mă înșel. Mi-a luat mama un rimel și mi-a mai luat ceva, un rimel și un, cred că un fond de ten, un rimel și un fond de ten sau o pudră, ceva de genul ăsta. Și țin minte că mi-era frică să mă dau cu rimel. Mama mea, îi mulțumesc din suflet, ea deși nu s-a dat și nu se dă niciodată cu rimel pentru că are
o sensibilitate la ochi. Ea mă dădea pe mine cu rimel până într-o zi când era plecată de acasă și voiam să ies undeva, nu știu unde, și vroiam să mă dau cu rimel și am încercat să mă dau eu și de atunci am început să mă dau singură. Dar da, astea ar fi două produse de la Avon, oricum țin minte. Ok. Care este marca high-end drugstore preferată? Marca... Hai să începem cu marca drugstore. Marca drugstore preferată de machiaj. În ultimul timp am descoperit că îmi plac foarte mult produsele Revolution. Îmi place foarte mult și Essence. Îmi place și Pharmacy. Îmi place și Maybelline. Rimmel, cam astea. Iar high-end îmi place Lancome. Cred că Lancome. Ok. Ce îți place cel mai mult legat de machiaj? Îmi place, nu știu, faptul că mă face să mă simt bine și asta este foarte important pentru mine. Mă face să mă simt bine, mă face să... îmi dă o stare de bine, pur și simplu. Mie chiar îmi face plăcere să stau dimineața, să-mi pregătesc produsele, să mă machiez, să-mi curăț pensulele, să testez produse, să, nu știu, pur și simplu mă... îmi dă o stare de bine. Ok, te-ai gândit vreodată să dai lecții de machiaj? Da și nu, nu cred că sunt... Eu am făcut un curs de machiaj, am un clip despre asta, o să vi-l las pe aici undeva pe sus, dar nu mă consider profesionistă în niciun caz, pentru că sunt multe chestii pe care nici eu încă nu pot să le fac ca lumea, pentru că mi se pare că e nevoie de multă, multă practică. Ce mi-ar fi plăcut mie așa, într-un timp, am avut eu așa o revelație, ar fi fost să îmbin machiajul cu iubirea de sine. Adică mi-ar fi plăcut să am o chestie în care să le fac pe femei, pe fete să se aranjeze cât de cât, dar să-și pună, nu știu cum să zic, chestia asta să fie în acord cu iubirea de sine, să învețe să-și iubească defectele, să-și aprecieze aspectul și așa mai departe, dar nu s-a concretizat pentru că nu s-a concretizat. Nu știu dacă aș fi bună în sensul ăsta. Nu cred că sunt genul de om care să învețe pe alții să facă ceva anume, pentru că eu personal nu prea am răbdare. Mi-am dat seama de chestia asta, nu prea am răbdare, de-abia am răbdare cu mine, uneori. Iar ultima întrebare, ai un loc preferat în care îți faci cumpărături de cosmetice? Și aici, da, atunci când eram super nebunită cu machiajul, adică și acum sunt, dar nu mai cumpăr produse așa multe, deși, n-ați zice, după ultimul clip, ultimele clipuri pe care le-am filmat, care au fost unboxing-uri de machiaje, dar... înainte îmi plăcea foarte, foarte mult să merg în Sephora. Nu am Sephora la mine în oraș, mergeam în Galați, mergeam în Bacău, mergeam în București, oriunde, numai ca să ajung la Sephora. Deci da, Sephora cred că este my all-time favorite magazine, deci îl ador, e my baby, pur și simplu. Dar acum îmi place foarte mult și Notino, îmi place și Pink Panda, și Douglas îmi place... Când eram la început, îmi plăcea foarte mult Kendra și Marionu. Și da, astea au fost toate întrebările. Foarte, foarte lung clipul ăsta. Am vorbit foarte mult, deja mi-e sete. Vă mulțumesc din suflet pentru întrebările pe care mi le-ați pus și pentru că ați stat cu mine ca să îmi auziți răspunsurile. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați clopoțel, pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să ați o superbă! Pam, pat, pam!